Bine v-am regăsit la horoscopul de miercuri. Bineînțeles, vă aduc aminte că există horoscopul săptămânii pe rol, nu uitați nici de el, că vine în completare cu ceea ce vă spun eu aici în fiecare zi, bineînțeles și horoscopul lunii. Probabil de mâine o să încep să public și horoscopul lunii mai. Am început deja lucru, dacă tot stau în izolare și în carantină și sunt ok din punctul ăsta de vedere, am început filmările ca să le termin frumos pe toate pendelete până pe 1 mai. Să nu mai pățesc ca luna trecută când am rămas restantă până pe 7 aprilie, tot am făcut horoscoape. Nu, de data asta tot nu există altceva de făcut acasă când stai în carantină. M-am învrednicit, fac curat în casă, dar fac și horoscoape. Acum vorbim de ziua de miercuri, de aceea vă invit să căutați în descriere minutul și secundă de unde începe zodia voastră și mergeți direct acolo. Pentru voi berbeci este o zi plină de muncă, aveți un mare proiect în gând, nu numai în gând, în desfășurare mai bine zis. Sunteți prinși într-o activitate fizică, concretă, parcă v-a apucat hărnicia, parcă v-ați apucat serios de o responsabilitate, de o sarcină, de o obligație, la care e muncă, nu glumă. Vă puneți în joc toate talentele, toate calitățile, toată energia o canalizați în direcția aceea, pentru că bun, vi se și cere un consum foarte mare de resurse, timp, bani, energie, voință, ambiție, încăpățânare, de toate pentru acel mare scop, dar aveți ceva de câștigat din această muncă. Posibil la urma acestui efort să fie o răsplată, să fie o apreciere publică, renumele vostru parcă are mult de câștigat, poate fi o șansă de afirmare, o șansă de a obține efectiv o poziție superioară într-un fel de competiție, de aceea vă puneți în joc toate talentele, toate calitățile. Munciți toată ziua, 8 ore sunteți concentrat acolo pe ceea ce v-ați propus, dar roadele se văd. Posibil să fie o activitate pe care o știți foarte bine, sunteți as în domeniul respectiv, e ceva ce faceți de multă vreme, probabil e deja o rutină pentru voi, o faceți și mecanic, ca un roboțel, o știți pe de rost, dar vă iese de minune, tocmai pentru că o știți pe de rost, tocmai pentru că aveți experiență în domeniul ăsta, o să iasă foarte bine. Roadele sunt nemaipomenite și calitățile voastre, de fapt, sunt incontestabile. Un șef acolo o să vă laude, un client o să fie foarte mulțumit, o să se scrie despre voi, vi se face reclamă, publicitate, se extinde valoarea voastră prin ceea ce faceți, că munca pe care o desfășurați este de calitate, se vede că puneți în joc toate resursele voastre de top și când puneți atâta energie benefică, pozitivă, constructivă în acest mare scop, clar că și roadele vor suna foarte bine. Merită să trageți tare, că e șansa voastră de afirmare, posibil să vă evidențiați așa printre alții, printre colegi, printre colaboratori. Cum spuneam, se poate vorbi despre voi în alt ton decât înainte, cum că ceea ce faceți este de top. Taurii au o preocupare mai mare legată de familie. Voi sunteți foarte preocupați de niște sarcini mai vechi, niște responsabilități probabil mai vechi din familia voastră pe care vi le-ați asumat cândva. Abia acum a venit vremea să le și duceți la îndeplinire. Probabil ați promis ceva unei persoane dragi cu ceva timp în urmă și din diverse motive nu existau resursele să duceți această promisiune la îndeplinire. Un angajament, o promisiune că într-o zi am să fac asta pentru tine, am să vin să te ajut, am să vin să îți ofer. A venit vremea să vă țineți de cuvânt așadar și să vă duceți la această persoană care chiar așteaptă din partea voastră să arătați cum vă duceți la îndeplinire această promisiune. Poate depinde de voi, depinde de munca voastră, depinde de promisiunea pe care i-ați făcut acestei persoane sau poate fi vorba de întreaga familie, dar e o bucurie
pentru voi să puteți face asta efectiv pentru cei dragi. E un moment așa de apogeu, sentimentul pe care l-aveți este de împlinire că ați, v-ați respectat cuvântul dat cândva, abia acum, da, dar abia acum era momentul, nu înseamnă că ați amânat, nu înseamnă că ați fugit de responsabilitate. Acum era programat să duceți la îndeplinire această promisiune și se vede. Cine beneficiază acum de munca voastră, banii voștri, efortul vostru într-un fel sau altul, care nu e altceva decât punerea în aplicare a acelei promisiuni, are toate motivele să fie satisfăcut. Mulțumiți sunteți și voi, bineînțeles, că v-ați dus la îndeplinire o sarcină și ceea ce primiți înapoi e recunoștință, e mulțumirea celuilalt, e bucuria. Nu vreți altceva din partea acestor persoane care primesc darul vostru decât un zâmbet, decât să citiți fericirea pe ochii lor, poate și altfel de răsplată, o îmbrățișare, un sărut de la persoana dragă, deci ceva vine în schimbul acestui efort pe care voi l-ați dat cu inima deschisă. Gemenii s-ar putea să aibă un motiv de supărare trecător, că vă mai ciondăniți cu niște persoane prin jurul vostru. Deja spun asta de ceva vreme, că există ceva tensiune în preajma voastră, dar de data asta găsiți o cale de împăcare. Poate mai ieri v-ați certat cu cineva, era acolo o tensiune, o neînțelegere, niște animozități într-o relație, o relație de prietenie, de familie, și poate voi ați fost cei care ați cam scăpat frâiele calului și calul a cam luat o raznă, ați ridicat tonul, ați jignit pe cineva, ați criticat fără motiv, deci voi, e foarte posibil, poate datorită acelui Marte pe care l-aveți încă la voi în Zodie, ați scăpat la un moment dat de sub control o vorbă care, iată, a deranjat pe cineva. Acum, probabil vă dați seama că ați exagerat și bateți la ușa celui care e un pic supărat, așa, mâhnit pe atitudinea voastră, poate cam agresivă, poate mult prea tranșantă, prea directă, poate prea pe șleau i-ați spus cuiva un adevăr, la urma urmei, dar pe semne că l-ați prins într-un moment sensibil, fragil, care l-a deranjat foarte tare. De ce? Tot voi acum trebuie să dregeți busuiocul, să bateți la ușa acestui om și să veniți cu explicații, cu daruri, cu flori, cu bombonele, cu orice, să-l îmbunați, să-l împăcați, să-i alungați supărarea, că sigur așteaptă. Vă înțelege, nu e ură acolo, nu e ranchiună, nu vă poartă pică pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă înțelege că ați avut și voi momentul vostru de agresivitate verbală și e deschis acolo să vă asculte explicația, dar trebuie voi să veniți așa un pic cu capul plecat și cu vorbe dulci. Așteaptă de la voi această persoană vorbe dulci, explicații, nu neapărat logică, nu vrea să începeți să-i explicați, să-i dați o definiție pentru ceea ce s-a întâmplat. Vrea să vadă că îi puneți pe tavă așa inima voastră și vă pare rău pentru cele întâmplate și găsiți voi o metodă de a-l bucura din nou. Racii au și ei un moment de blocaj poate într-un plan profesional, ceva s-a întâmplat, poate interveni cineva în planurile voastre mult prea direct, cum ar fi o critică din partea șefului, o ușă trântită în nas, un refuz. Primiți un refuz, nu azi, nu acum, vină mâine. Deci aceste informații care vin așa grămadă peste voi, vă cam taie elanul, vă cam taie planurile pentru asta. Deci pare să fie o zi blocată din cauza unor informații care vin prea abrupt în calea voastră. Probabil nu sunt informațiile de care aveți voi nevoie. Eu de aia m-am gândit că e un refuz, că e un eșec, că e ceva care spune nu. Ceva care nu vă lasă să duceți mai departe ceea ce ați început. Nu deocamdată. Poate fi doar o amânare, doar o mutare într-un alt interval de timp, peste câteva zile, dar această pauză la care sunteți acum supus, fără să doriți, e bună. E o șansa voastră de a vă retrage un pic din iureșul evenimentelor, de a înțelege situația din alt punct de vedere. Cât timp erați acolo direct implicați, mai ales emoțional, că voi sunteți o fire care trece totul prin suflet, de data asta, tocmai pentru că nu mergeți mai departe, nu sunt întrunite condițiile desfășurării acestei acțiuni, cel mai probabil, cum spuneam, în plan profesional,
vă ajută să stați și să vedeți lucrurile altfel decât înainte, dintr-un alt unghi, din altă perspectivă, pe dos decât era înainte. În viteză nu era timp să vedeți lucrurile și dintr-un unghi și dintr-un altul. Ei, acum, dacă tot aveți o zi, două, trei la dispoziție, perfect, vă puteți, le puteți lua pe toate, pendelete, la bani mărunți, pas cu pas, etapă cu etapă și probabil din această detașare de care aveți parte, hai să zicem o pauză, un răgaz binevenit, vă ajută să înțelegeți ceea ce nu puteați să înțelegeți înainte. În nebunia situației nu înțelegeați unele lucruri, dar așa, blocat, altfel se văd lucrurile. E o pauză binevenită să înțelegeți situația dintr-un alt punct de vedere decât tot ce ați avut înainte. Și poate e o viziune primită de la altcineva. E o discuție acolo, poate o discuție în contradictoriu, dar tocmai pentru că e în contradictoriu, auziți de fapt altă viziune decât a voastră și asta vă poate crea un alt mod de a privi situația în care momentan sunteți blocat. Leii sunt luați un pic prin surprindere de o situație care pe voi vă domină într-un fel, vă copleșește, vă reduce la, nu la tăcere, nu ar zice că e tăcere, dar vă ține în frâu fantastica voastră personalitate de leu. Felul în care reușește această persoană să vă domine nu e nici prin agresivitate, nu e nici prin personalitatea puternică. Are niște instrumente de seducție asupra voastră care vă îngenunchează. Vă cam lasă cu botul pe labe. Leu din voi tace, acceptă înfrângerea în fața acestei persoane net superioare. Posibil să fie vorba de o supremație prin iubire. Cineva care vă iubește vă reduce așa la un mielușel. Din leu care sunteți face din voi un mielușel, vă cam îngenunchează, spuneam, vă intimidează, deși nu e genul vostru, dar de data asta prin talentele sale, prin șarmul sau prin farmecul sau prin carisma sau prin armele de atracție, de seducție, de cucerire pe care le are la dispoziție, nu puteți să-i rezistați și s-ar putea să capitulați în fața acestei persoane pe care astfel o recunoașteți ca fiind mai puternică decât voi. E nici vorba să fie un eșec, nu este o supunere de aceea gata care ați capitulat în fața unui inamic, că nu inamic această persoană, este cineva care ține la voi, vă iubește, de-aia o legam cumva de carisma sa, de farmecul său cu totul aparte, care clar că vine un moment în care vă cucerește de-a binelea, vă zăpăcește, vă fură inima, vă fură mințile, nu mai aveți nicio putere în fața acestei persoane. Da, vă pierdeți puterea, vă pierdeți acea personalitate de leu tare și grozav, o pierdeți în fața acestei persoane, măcar pentru o zi, atât cât intervine într-un fel sau altul în planurile voastre. Practic faceți ce zice această persoană. Că vă place, că nu vă place, altul e mai puternic. Probabil soția, probabil persoana iubită, probabil un copil. Vă manipulează într-un sens pozitiv de data asta. Nu e o manipulare egoistă. Dar acceptați această supunere de mielușel în fața acestei persoane care s-ar putea, prin atitudinea sa șarmant, așa, să vă oblige sau să vă convingă să renunțați la ceva ce altă dată pentru nimic în lume n-ați fi renunțat. La un obicei, la o persoană, la o activitate, la un viciu, la ceva ce singur nu puteați să spuneți gata, stop, închid aici capitolul ăsta și e trecut. Nu, dar această persoană prin felul său de a vă convinge, de a vă zăpăci, de a vă învălui, reușește să vă convingă să faceți lucrul ăla care până mai ieri era imposibil de acceptat. Fecioarele intervin într-un proiect, probabil de familie, pentru că sunteți persoanele care analizează o anumită situație foarte obiectiv. Cineva are în preajmă are numai de câștigat pentru că deciziile pe care le luați voi, analiza asta pe care o faceți voi e justă, la obiect, corectă și
rezolvați practic o mare dilemă, o problemă. Cineva din familie nu știe ce e de făcut într-o anumită situație. Sau poate sunt viziuni foarte diferite. Voi vreți ceva, altcineva vrea altceva. E o nebunie acolo de păreri. De ce interveniți voi să cântăriți așa, parcă puneți într-o balanță, deși nu sunteți în balanță, puneți într-o balanță și reușiți să oferiți tuturor un verdict, o soluție, o concluzie care să mulțumească pe toată lumea. Sunteți salvatorul acestei zile pentru multă lume, cum am zis, cel mai probabil din familie, datorită acestei capacități de a vedea lucrurile și dintr-un unghi și dintr-un altul, sau să puneți cap la cap mai multe argumente, ce zice unul, ce zice altul, și la final extrageți o concluzie pe care toată lumea o să o primească cu brațele deschise. Este o fericire că cineva face pace, că cineva rezolvă dilema aia familială la care nimeni nu știa ce-i de făcut. E, și tocmai pentru că o rezolvați, o să vedeți o atmosferă mult mai detașată, mai plăcută. Lumea vă primește ca pe, sau vă privește ca pe salvatorul zilei, vă mulțumește într-un fel sau altul. Și asta vă motivează pe voi. Când vedeți că ceilalți apreciază modul vostru de a rezolva problema, e de acord cu voi în ceea ce tocmai ați decis, și asta vă ajută și pe voi să puneți în joc toată inteligența voastră, tot spiritul vostru analitic care vă reprezintă în beneficiul familiei. Voi, balanțele, sunteți foarte preocupate de o chestiune sentimentală, cel mai probabil, sau de familie, oricum o emoție acolo care vă preocupă foarte tare. Simțiți că crește ceva nou în sufletul vostru, parcă se naște un sentiment nou, niște fiori noi, poate se leagă o relație, poate abia acum a apărut cineva la orizont și vă pune sufletul pe jăratec. E un sentiment nou pentru voi, că vă dați seama că că-i iubire, că-i idilă, că-i poveste de dragoste, că-i relație, că-i ce-o fie acolo, cere efort din partea voastră. Nu se naște peste noapte, nu e doar sclipiciul ăla de îndrăgosteală și gata, v-ați trezit îndrăgostit. E totuși o relație care cere de la voi timp, efort, să vă vedeți cu persoana respectivă, să o cuceriți într-un fel sau altul, să vă asumați ceva. Asta poate să fie sentimentul pe care l-aveți voi astăzi, că vă asumați ceva în plan sentimental, dar o faceți cu dragă inimă. Sunteți conștienți că relația asta are potențial, poate crește foarte frumos, se poate dezvolta dacă și voi faceți ceva în direcția asta. Bineînțeles, dacă și celălalt face, că nu ajunge doar să depuneți voi toate eforturile, e nevoie și din partea cealaltă aceeași implicare. Sunt momente în care simțiți că e greu. Iubirea nu e atât de simplă pe cât v-ați dori. Probabil printr-un astfel de moment treceți și astăzi, când vedeți că faceți efortul. Nu mai știți cum să-l bucurați pe celălalt, dar totuși parcă nu evoluează lucrurile așa cum doreați. Parcă nu primiți din partea cealaltă recompensa dorită, feedback-ul așteptat. E un moment așa în care aproape că vă gândiți, bun, lupt, investesc, clădesc, construiesc, dezvolt, mă implic, îmi asum, dar oare pentru ce? Sunt momente când vă îndoiți singur că efortul acesta duce undeva, dar duce. Nu trebuie pentru nimic în lume să vă opriți din acest demers, mergeți mai departe, e nevoie probabil de o viziune nouă asupra lucrurilor, e nevoie de o discuție mai clară cu persoana din fața voastră, să vedeți el cu ce vine în povestea asta. Voi știți, asta este investiția voastră, ăsta e bagajul cu care intrați voi în relații, dar trebuie să știți și celălalt cu ce vine în această poveste. E, și aici sunt, cel puțin astăzi, niște momente în care vă simțiți un pic copleșit de greutatea deciziilor de natură sentimentale care apasă pe umerii voștri. Simțiți că greu îl duceți voi și celălalt mai puțin. Celălalt profită, între ghilimele, de eforturile voastre. Probabil sunteți la cârma acestei relații. De voi depinde încotro mergeți, de voi depinde dacă relația asta duce undeva, de voi depinde dacă reparați o anumită situație, deci absolut de eforturile voastre. Cum spuneam, celălalt așteaptă. El e acolo, spune prezent, dar nu prea pune el efectiv umărul alături de voi. De aceea greu e pe umerii voștri, de aceea sunt clipe pe parcursul acestei zile în care aproape că o să vă opriți așa în loc și o să vă gândiți, dar oare merită să duc mai departe, să lupt mai departe, să trag eu
la căruța asta mai departe, când totuși celălalt parcă nu vine cu aceeași implicare. Posibil să fie un raport de forțe diferit. Voi ați luat marea parte a greului acestei relații și celălalt așa, câte un pic, în ce a mai rămas pe lângă ceea ce voi deja v-ați asumat. Dar cineva trebuie să preia conducerea, frâiele acestei relații, dacă vreți să meargă mai departe. Deci merită. Pentru scorpioni, s-ar putea voi să intrați într-o legătură de un oarecare conflict cu săgetătorii, tot mai spun asta de ceva vreme și iar o să-mi sară cineva în cap că am ceva cu săgetătorii sau invers, săgetătorii față de scorpioni, dar voi s-ar putea să aveți câștig de cauză într-o luptă de păreri foarte aprinse, posibil cu un săgetător, dar să zicem că nu e vorba doar de asta, în care vă puneți în joc toată voința, toată tenacitatea, toată agresivitatea verbală. Nu, dar voi nu vă bazați doar pe ton ridicat sau pe nervi sau pe care are gura mai mare. Nu pe asta vă bazați. Voi sunteți destul de siguri pe poziția voastră, încât ceea ce argumentați e verificat 100%, garantat. Credeți în asta. Sunt lucruri la care ați ajuns voi în luni de zile, poate de studiu, poate de informare, poate din propria voastră experiență, încât cine se opune astăzi opiniei voastre are mare curaj, că voi știți ce spuneți. Nu sunt păreri, nu sunt din auzite, sunt lucruri pe care voi le-ați descoperit de-a lungul vremii și sunteți 100% sigur că este așa cum spuneți voi. De aia vă luptați până în pânzele albe, de aia trageți tare, de aia vă luați cu oricine la trântă, poate mai ales cu acel săgetător, și nu vă lăsați până nu veți avea în cele din urmă dreptate. Și probabil chiar veți avea dreptate. Posibil să aveți câștig de cauză într-o dispută intelectuală, dar în care voi sunteți supremație absolută. Voi dețineți adevărul absolut. Chiar dacă săgetătorii de foarte multe ori, că de aia e foarte posibil să intrați cu ei în conflict, chiar dacă săgetătorii și ei o să țină pe al lor că adevărul e la ei, voi afișați această atitudine foarte sigură pe sine, foarte încrezător în ceea ce spune. Argumentele alea pe care voi le emiteți sus și tare sunt, credeți, cu fermitate, cu tărie, sunt principii, sunt informații scrise, adunate, nu niște păreri pe care vi le aruncați așa doar ca să aveți dreptate. O să aveți dreptate tocmai pentru că se vede pe chipul vostru cât de sigur pe voi sunteți. Săgetătorii s-ar putea să intre în acel conflict de care ziceam de interese cu un scorpion și voi o țineți pe a voastră foarte tare. Niciunul nu se lasă mai prejos. Spre deosebire de scorpion, în cazul în care un scorpion este rivalul vostru într-o astfel de confruntare, spre deosebire de celălalt, voi sunteți cam nervoși, vă cam pierdeți cumpătul. E, și se știe că și voi sunteți o fire impulsivă și dacă vă scăpați frâiele, începeți să spuneți lucruri pe care le regretați, s-ar putea să aveți atitudini astea impulsive, gen uștrântite, întors spatele, nu prea aveți argumente atât de solide încât să câștigați o astfel de dispută. Voi, dacă vedeți că celălalt nu e de acord cu voi, nu reușiți să vă impuneți în fața celuilalt, asta e atitudinea voastră, de întors spatele și plecat, nu mai discut cu tine, mi-am luat jucăriile și am plecat. E, nu asta este atitudinea. Celălalt, inamicul, să zicem că e scorpionul de care vă ziceam, el e foarte sigur pe poziție, el nu își pierde cumpătul, nu se enervează, voi s-ar putea să vă enervați și de asta să pierdeți în cele din urmă disputa, că nu aveți forța de a face față unei astfel de lupte de păreri. A fugi de confruntare nu vă asigură vouă succesul. De aceea e bine să rămâneți pe poziție că poate prin alte mijloace, dar în niciun caz prin agresivitatea care vă cam reprezintă acum, prin alte mijloace ați putea să vă faceți auzit. Dar totuși e greu de crezut. E posibil voi să renunțați la o dispută, la o contradicție, la o luptă de păreri, la un război, la o întrevedere cu cineva pe care o să-l considerați inamic și celălalt s-ar putea să se erigeze în câștigătorul acestei dispute, fie că se ajunge sau nu se ajunge efectiv la o confruntare de păreri, celălalt a câștigat doar prin faptul că voi
abordați această atitudine de lasă-mă, am plecat, nu mai vreau să discut, de renunțare la argumentare. Capricornii s-ar putea să aibă ceva legături și cu gemenii și cu niște balanțe pe aici pe acolo. Posibil să intrați în legătură cu astfel de zodii. Dar hai să zicem că nu e vorba de o confruntare cu aceste zodii, pentru că voi sunteți prinși într-o activitate care vă consumă foarte multă energie. Puneți multă pasiune într-o acțiune la care se văd deja niște roade. Sunteți foarte motivat de ceea ce urmează să obțineți la final. Ori e o victorie în fața acestor persoane cu care ați putea intra în conflict cu ele, cum am zis, cu un gemen sau cu o balanță, dar nu e obligatoriu. Dar ambiția asta, pasiunea asta pe care o puneți în joc, nu se poate să nu dea roade. E ceva palpabil de câștigat acolo, niște bani, renume, o poziție, o funcție, un câștig, nu contează, un profit, aveți ceva de câștigat și tocmai de aia vă luptați până în pânzele albe cu oricine, cu toate piedicele de pe parcurs. Posibil să fie și o atitudine mai agresivă de multe ori pe care o abordați, deși nu e genul vostru, dar pe semne că ceea ce ați putea câștiga din urma acestei lupte e mult prea stimulativ, atractiv ca să nu trageți tare. E poate un câștig în bani, poate vi se dă dreptate în această confruntare și normal că pentru victoria finală faceți orice, sau poate e doar un sentiment că vă îndreptați spre rezultatele acele pe care le visați. Poate încă nu ați ajuns efectiv la roadele finale, dar primiți o garanție. Bravo, mergi pe calea asta, ești pe drumul cel bun către, iată, ce te așteaptă la final. E, garanția asta pe voi vă stimulează, vă împinge de la spate, vă face să trageți tare, să ajungeți acolo unde v-ați propus, deși asta înseamnă consum foarte mare, energetic, de timp, de bani, de tot felul de resurse trebuie să puneți în joc, dar pe semne că merită. Ce se clădește așa sub ochii voștri, că parcă crește așa precum un cozonac ceva în fața voastră, ceea ce se prefigurează la orizont sună foarte promițător și de aia nu trebuie să reduceți ritmul, viteza, bravo, mergeți mai departe, vâsliți mai departe, pedalați mai departe, la fel de intens, la fel de pasionat, nu vă pierdeți interesul, nu vă pierdeți țelul, scopul, visul, viziunea, că e acolo. Și dacă mai e și această confruntare cu celelalte zodii despre care ziceam, cu atât mai tare vă adunați forțele să-i dați la o parte și să câștigați într-un final ce v-ați propus. Vărsătorii culeg niște roade la niște eforturi pe care le-ați depus deja de ceva vreme, înseamnă că ați ajuns la capătul unei acțiuni. Poate chiar un final de etapă, un final de capitol, un final de drum, un final de afacere, ceva, un proiect la care ați muncit ceva vreme și ați pus în joc tot ce știați voi mai bine să faceți. Sunteți mulțumit de nivelul la care ați ajuns. Dar nu ați fi ajuns aici fără ambiție. Nu a ajuns doar efortul, nu a ajuns doar investiția de resurse, nu v-ați lăsat practic, ați tras tare și v-ați lăsat dus spre acest mare scop, care, iată, acum își arată rezultatele și sună bine. E culegerea roadelor, e culegerea recoltei, e un răspuns bine meritat, e o victorie câștigată, vi se dă dreptate într-o anumită situație, vi se oferă ceva, efectiv, pe tavă, palpabil, material, și lucrul ăla vă încântă, vă și stimulează deopotrivă. Ceva de genul, dacă tot am ajuns aici, parcă o fi un final de capitol, o fi un final de etapă, dar deja vă gândiți cum să duceți mai departe acest proiect, ce-o fi el. Vă stimulează să treceți la nivelul următor, că se poate și mai bine de atât. Posibil totul să fie vorba și niște bani care să apară la orizont și banii ăștia au un rol foarte stimulativ asupra voastră. Normal. Cine nu s-ar bucura să primească niște bani și cu banii ăștia aveți multe de făcut. Nu îi aruncați pe fereastră. Sunt bani pe care îi investiți, bani pe care îi faceți eventual să crească în timp. O afacere, o investiție, o muncă în care investiți acești bani și
care s-ar putea să dea roade și mai bune de acum înainte. E un sentiment de progres ce simțiți voi astăzi. Cresc niște lucruri, se dezvoltă, înaintează spre marea voastră satisfacție. Vă stimulează să duceți mai departe acel proiect, că sunt roade palpabile, materiale, se vede pentru ceea ce munciți. Și am ajuns și la pești, care au chiar o zi foarte interesantă. Voi puneți foarte mult preț pe cuplu, pe relație, pe el și ea, cele două arhetipuri, masculin și feminin. Posibil să aveți pe cineva alături, în cazul în care nu sunteți căsătoriți, și această persoană începe să semene din ce în ce mai mult cu ceea ce ați căutat. Poate unii pești își pun problema unei căsătorii. Poate ați căutat multă vreme jumătatea aceea ideală. Și acum, privind la o anumită persoană din preajma voastră, spuneam asta și într-un horoscop de zilele trecute, că cineva va atrage atenția, poate acum începe să vă gândiți foarte serios dacă nu cumva persoana asta din fața voastră nu e chiar ceea ce ați căutat. Nu cumva o fi jumătatea aceea predestinată. E cel care vă completează. E perechea ideală, e sufletul pereche, e jumătatea aceea mult visată. Bun, chiar și dacă sunteți deja într-o relație, același sentiment îl aveți. Treceți printr-un eveniment alături de această persoană dragă care vă garantează că e omul potrivit, că v-ați găsit jumătatea, că relația asta merge într-o direcție bună, e bine consolidată, ați trecut prin atâtea, v-ați testat unul altuia încrederea, rezistența, puterea, unitatea cuplului. Deci fie că abia acum deschideți ochii și ați putea avea un fel de revelație, așa, wow, uite, aveam pe cineva alături, cine știe de câtă vreme și chiar e ceea ce îmi trebuie mie, persoana care mă poate face fericită, persoana care mă împlinește. Și cine știe dacă nu vă gândiți foarte serios de acum înainte la o uniune realmente, sau pentru cei deja implicați în relații mai vechi, e un sentiment de consolidare a relației. Posibil să treceți printr-o probă de încercare, să zicem așa, care vă asigură pe voi că vă puteți baza pe această relație, că e omul care va sta lângă voi la bine și la greu mai ales, și ați învățat atâtea, s-a consolidat relația voastră, s-a format foarte bine, e un tot unitar, nu mai sunteți două entități, sunteți unu, doi în unu, dar foarte strâns, uniți, foarte legați, foarte apropiați, foarte conectați unul la destinul celuilalt, ca două jumătăți perfecte, ca yin și yang care se întrepătrund, ca două piese de puzzle care se combină perfect. Dacă aveți un astfel de om alături, țineți cu dinții de el, că se pare că v-ați găsit nașul din mai multe puncte de vedere și de aici mulți pești ar putea să cunoască realmente fericirea, sentimentul ăla de plenitudine că și-au găsit sufletul pereche, poate. Asta este ziua de miercuri, 21 aprilie. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă și să ne vedem cu bine și mâine.